Portretul unei fetițe de 6 ani a fost desenat pe un câmp de 4 hectare cu ajutorul sateliților. Artistul responsabil cu ideea a avut nevoie de 2000 de tone de pământ și 2000 de tone de nisip pentru a crea chipul fetiței, care i-a atras atenția în timp ce se plimba pe o stradă.